Prosumatorii spun că legislația din domeniul energiei a fost modificată în detrimentul lor, adică sumele care li se cuvin din propria producție de energie verde rămân blocate la furnizorii de electricitate, iar oamenii continuă să achite facturile curente fără ca acestea să fie compensate. Până în decembrie, să spunem, 2022, sau hai să spunem ianuarie, inclusiv ianuarie, toate facturile care veneau și trebuia să le achit, se scădeau din soldul care le aveam. La momentul de față avem aproximativ 1000, peste 1000 de lei să luăm de la ei și nu au venit facturi. Nu au venit facturi în continuu. Nu mi se pare corect, adică am să iau bandă la dumneavoastră și în continuare îmi vin facturi. Asociațiile furnizorilor de energie au o altă perspectivă. Compensarea se face, dar nu imediat, ci în perioada sezonului rece, când consumul este mai mare. Energia corespunzătoare a acestor bani ar trebui să se păstreze până la 24 de luni. La 24 de luni, dacă n-ai consumat-o, ți se dau bani. Eu recunosc că nu am analizat în detaliu acest lucru, dar așa spune legea și așa trebuie făcut de compensare. În schimb, Danemarca, stat în care energia din surse regenerabile are o pondere de peste 60% din producția totală, decontează lunar facturile prosumatorilor. Mai ales că și costurile pentru instalarea panourilor fotovoltaice sunt ridicate, chiar și 20.000 de euro. Sunt două moduri, pur și simplu. Ai grupa 2 și grupa 3, se numesc. În grupa 2, să zicem, ei calculează cât ai produs într-o oră, scad din acea oră cât ai consumat tu în acea oră și după aceea surplusul e ceea ce au vândut ei pe mai departe. Sau mai este sistemul 3 în care imediat, deci dacă tu, de exemplu, nu ești acasă și tot închis, nu consumi nimic, toată energia care e produsă în acel moment e complet trimisă imediat. Prin acest sistem de decontare, prosumatorii danezi sunt plătiți în fiecare lună. Practic, sunt scutiți de taxe pentru aproximativ 1000 de euro din valoarea facturată. În România, cei care produc energie primesc o reducere cu 50% a taxei pe clădire.